Salutare la toată lumea, Emil aici de la Electro Professional. Astăzi m-am gândit să fac un filmuleț pe tema etapelor unei comenzi. Realizarea unei instalații electrice, care este împărțită în 4 puncte. Punctul 1. Analiza comenzii. Întâlnirea cu clientul pentru planificare. Dorințele, respectiv cerințele clientului. Opțiuni tehnice. Regulamente, iluminarea camerei, economisirea energiei, respectiv fluxul de lucru. Aceasta este etapa cu numărul 1. Trecem mai departe la etapa cu numărul 2, planificarea comenzii. Planificarea instalației. Tip de circuite. Circuite on-off, circuite serie, circuite cu dublu sens, circuite cu impulsuri, circuite scară cu temporizare. Tip de cablu. Cablu ecranat, cablu pamblică, cablu multifilar, cablu plastic. Trecem mai departe. Siguranțele. Siguranțe fuzibile, respectiv comutatoare, protecție linie. Tipul instalării. Pe suprafață, sub tencuială, în rigips sau în tuburi. Regulamente DAN și VDE. Pregătirea ofertei. Plan preparation. Simboluri circuit, schemă instalație, schemă circuit, listă piese. Organizare. Programare, scule, materiale, operator de rețea. Asta a fost etapa cu numărul 2. Trecem mai departe. Etapa cu numărul 3. Implementare comandă. Deșeuri. Curățenia șantierului. Deșeuri și resturi de la cabluri. Lămpile fluorescente la deșeuri periculoase, deoarece conțin o substanță toxică și nu este tocmai recomandat să le spargeți. Din nou avem regulamente DAN și VDE. Norme protecția muncii. Astea sunt la conformitate cu regulamentele. Regulamente prevenirea accidente și siguranța ocupațională. Instalare. Instalației. Ședința de șantier. La ședința de șantier trebuie să se întâlnească toți cei de pe șantier. Electricianul, respectiv instalatorul, meseriașul, proprietarul, etc. Asigurarea sculelor și a materialelor. Și aceasta a fost etapa cu numărul 3. Etapa cu numărul 4. Evaluarea comenzii. Fișă suplimentară client. Post calculație dacă este nevoie. Realizare factură. Determinare număr de ore. Manoperă. Determinare timp deplasare. Respectiv costurile deplasării. Efectuare măsurător șantier. Mergem mai departe. Training client este un punct foarte important. Stabilirea lucrărilor de întreținere. Predarea instrucțiunilor de exploatare. Explicarea funcțiilor. Este foarte important să pregătiți un client la utilizarea instalației, deoarece oamenii nu au cunoștințe în domeniu și trebuie instruiți. Documentație. Punerea în funcțiune. Funcțiune OK. Câmp rotativ dreapta. Timp declanșare RCD. Rezistență de împământare. Impedanța buclelor. Rezistența izolațiilor. Rezistența protecțiilor conductorilor. Testarea prin inspecție vizuală. Codul culorilor, capace, izolarea legăturilor cablurilor, alegerea cablurilor și ultimul, alocarea dispozitivelor de protecție. Și după cum puteți vedea, cam ăștia sunt pașii care trebuie să îi parcurge în etapele realizării unei instalații electrice. Toată lumea spune că este simplu. Toată lumea spune că este ușor, nu este nici simplu, nici ușor. Trebuie respectate foarte multe lucruri și nu știu dacă
unul din 100 de electricieni respectă toate aceste norme, lucru care ar trebui să-l facă toți, de altfel. Nu pot spune că eu le respect la virgulă pe toate, dar încerc în cea mai mare măsură să țin cont și să respect tot ce este foarte important din această listă. Adevărul este că la noi în România, clienții în general sunt destul de dificili și de reticenți la respectarea acestor termeni. Cu toate acestea, aveți foarte mare grijă că nu este de glumă și trebuie luat foarte în serios planul înainte de începerea executării unei instalații electrice. Atât înainte, în timpul, cât și după finalizarea lucrării, nu trebuie să sărim peste niciun pas din această listă, pe cât posibil. Până una alta.